Capitolul 11. Unde zace dezamăgirea ta? Unde e ascunsă durerea ta? Cât de tare te mai ții de acea nedreptate? O poziție refuzată? Un titlu? Ceva valoros ce ți s-a luat? Ți s-a refuzat ceva ce meritai? Ți s-a făcut ceva rău ce nu meritai? Ți s-a făcut ceva rău ce nu meritai în niciun caz? Poziție, recunoaștere, acceptare? A fi presbiter? Aprobare, ideile tale, o cinstire niciodată acordată sau ai fost mințit? Răstignirile fac două lucruri. Ele descoperă și distrug. Cu mult timp în urmă, creștinii au răstignit un om pe nume John Huss. Ei au găsit acuzații demne de un tribunal religios. Când a început judecata, nu au permis lui Huss să prezinte niciun argument. Nu i-au dat voie nici măcar să vorbească. Au refuzat să citească ce a scris el sau să audă apărarea lui. Aceasta e nedreptate, dar aceste nedreptăți nu i-au împiedicat să-l ducă pe Huss în afara orașului Constanz, Germania, să-l lege pe stâlp și să-l ardă, poruncind apoi oamenilor să arunce în râu cu lopețile cenușa rămasă, lăsând în urmă o groapă mare, ca să fie sigur că niciun fir din cenușa lui Huss nu va mai rămâne pe pământ. Totuși, Huss a murit fără să se mânie. Oamenii au cinstit-o pe Ioana d'Arc în același fel. Ea și-a acceptat soarta și a murit liniștită cântând. Diaconii și-au urât pastorul atât de mult încât atunci când l-au concediat nu i-au plătit salariul pe ultima săptămână. Când au fost întrebați de ce, au răspuns: pentru că am vrut să sufere. Aceasta este nedreptate și se întâmplă și vine de la Dumnezeu. Ce se descoperă în astfel de momente este rezultatul unui act suveran al lui Dumnezeu. Ce se descoperă dacă cineva îndrăznește să privească poate fi devastator. E dificil să te oprești și să privești, nu-i așa? Dar amintește-ți, dacă vei continua să-ți vindeci coșmarul, va trebui să nu te mai gândești niciodată la ce ți s-a întâmplat la răstignire. Scopul unei răstigniri este să descopere reacția ta la răstignire în fața lumii, a oamenilor, a lui Dumnezeu și a îngerilor. O răstignire descoperă reacția individului la răstignire. Dacă te enervezi, te lupți, te cerți, strigi sau urli, dacă acuzi sau blamezi, lucrurile vor rămâne așa. Fii sigur, nu e vorba de o răstignire în acest caz. Simplu, e vorba doar de oameni răutăcioși unul cu altul. Nu fiecare răstignire e o răstignire adevărată? Dacă nu, care este răstignirea adevărată? O răstignire adevărată are rezoluție. O răstignire adevărată sfârșește în triumf, ca și o lucrare suverană a lui Dumnezeu. Dacă recunoști voia sa, atunci el începe să aibă voia lui. Dintr-o dată totul devine nu doar o răstignire, ci o lucrare sfântă a lui Dumnezeu. Lucrurile care trebuie distruse vor începe să fie distruse. Lucrurile pe care el le vrea vii vor trăi în biruință. Persiste să vezi acel eveniment ca o purtare răutăcioasă, nejustificabilă a unor oameni răi și nu câștigi nimic. Singurul rezultat e un suflet ofilit, zburcit. Viitorul tău nu va fi altceva decât ceea ce e pregătit pentru o creatură plină de amărăciune. Dar prinde curaj. Chiar și acum nu e încă târziu să îngădui acel eveniment în întregime ca venind din mâna lui Dumnezeu. Primește-l ca venind de la el, pentru binele tău, pentru transformarea ta, pentru distrugerea părții întunecoase a persoanei tale, pentru înviere.